Ceau, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Eu de-abia ce-am venit de la școală și astăzi vom face un unboxing la Kendama Sweets Prime Solid Red. Eu am primit de ziua mea două Prime Netty. Acesta este de la un coleg și celălalt a fost de la mama. Bun, și m-am dus astăzi cu tati. Eu stau până la 4 la semi-internat. M-am dus astăzi cu tati la Mall Deva, la Noriel și mi-am schimbat-o și mi-am luat un Prime Solid Red. Și haide să trecem la unboxing. Schidem de aici din spate. Apropo, deci Chrome Pop-ul ăsta e așa de șmecher, vai de viața mea ce fain e. Porni să facem unboxing. Kendama. Aici avem Kendama. Dama. Și jos în cutie găsim pliculeț. Și în pliculeț se găsește un sticker Prime care o să lipesc aici în dulap la mine. Și înăuntru găsim o ață de rezervă. O ață de rezervă cu bead și un string tool care vă ajută să puneți ața. Și înăuntru găsim un zar guide care vă arată cum să puneți ața la Kendama și trucurile de bază. Haideți că așa greu se închid eu chestiile astea de la Kendama. E, în fine, așa. Am picat cutia cu trachisan. O să vorbim despre Kendama imediat, acum voi lipi acest sticker Prime. Așa. Spatele nimic, aici e un sticker-ul și îl lipim. Pim aici jos, lângă cel sticker Prime. Eu am aici 3 sticker de Prime. Trebuia să am 4 sau chiar mai multe de 4. Dar doar că unul l-am dat la o prietenă. Hai să trecem la Kendama. În cutie nu mai avem nimic. Punem în seltar asta de rezervă lângă celelalte. Mai am vreo... Aici am 3 ațe de rezervă și acum am 4 cu asta. Kendama are un grip sticky, foarte sticky. Să vedem cum se aude. Hai să vedem. Oh, dar ce bine stă. E și Lunar. Lunar stă bine. În Lighthouse nici nu mai vorbesc. Să vedem și Stilt. Punem așa. În Stilt stă foarte ok. În Bird iar cred că o să stea foarte ok. Deci, mamă, ce tricură să dau cu asta. Deci, stau. Punem și noi în Bird, așa. În Bird nici nu mai vorbesc. Kendama este foarte tare. Dar de ce are spike-ul mic? Bă, are spike-ul mai mic decât trebuie? Sau nu văd eu bine? Are spike-ul un pic mai mic decât trebuie, dar e ok, da, e ok. Puțin răgușit. Kendama este foarte frumoasă. Cum se vede, stă bine în Lunar. Pentru că e Prime. Și aici
punem cutia. Facem un pic prezentare la cutie. Aici, te, știți, aici în față scrie Sweet Kendamas, aici scrie Prime, aici scrie, păi voi de numai de la 7 ani să te joci, chiar și pe față scrie Prime Solid Red. Fraților, atât a fost cu acest vlog, nu uitați să vă abonați la canalul meu și să dai like dacă ți-a plăcut acest video și dacă o să mai vreți să fac unboxing-uri, nu că nu mergea chestia aia. Fraților, cam atât a fost cu acest vlog, nu uita să dai like și să te abonezi la mine și să apeși pe clopoțelul ăla ca să vezi tot ce postez eu. La revedere!